în cadrul trinității satanice, fiara care se ridică din mare, despre asta scris în Apocalipsa 13:4, cine este asemănător cu fiara? Observați din coace. Cine este ca Dumnezeu? Iar dincolo, cine este asemănător cu fiara? Fiul este mielul lui Dumnezeu și îl vedem în profeție ca un miel. Dincolo este un animal heteroclit. Nu poți să-l identifici clar, pentru că are și din pardos câte ceva, și din leu câte ceva, și din temiri. E așa o combinație. 7 coarne și 7 ochi. Iar dincolo, cu 10 coarne. Cu o cunună sau cununi împărătești este prezentat Domnul Iisus Hristos. Dincolo, fiara care se ridică din mare cu 10 coarne. Fiul poartă un nume glorios și avem referința biblică. Pe când Apocalipsa 13:1 vorbește despre fiara care se ridică din mare că purta nume de hulă. Lucrează pe pământ 3 ani și jumătate. Am învățat și astăzi la școala de sabat, nu? Dezvoltând subiectul cine este Fiul lui Dumnezeu. Este furioasă 3 ani și jumătate, dar aici sunt 3 ani și jumătate profetici. E acea perioadă de 1260 de ani din profeția biblică. Domnul Iisus Hristos suferă o lovitură de moarte. Apocalipsa 13:3, 12:14, și fiara care se ridică din mare suferă o lovitură de moarte. Despre Domnul Iisus Hristos scrie, observați, în Apocalipsă, în majoritatea textelor, doar câteva, o să vedem mai târziu, sunt alte referințe biblice. Aici, în Apocalipsă, sunt multe contraste și merită să aprofundăm această carte. Despre el se spune care este, care era și care vine. Fiara care se ridică din mare era, nu mai este. E acea perioadă scurtă de timp când a avut probleme din punct de vedere politic, dar și religios. Dar zice, va veni, va veni. Noi suntem în perioada când a venit. Încă nu s-a manifestat în plenitudinea ei, fiara care se ridică din pământ. Se va manifesta în plenitudinea ei când se va asocia cu protestantismul apostat care va face un chip fiarei. Domnul Iisus trece printr-o înviere și fiara care se ridică din mare trece printr-o înviere. Domnul Iisus trece printr-o întronare, dar și fiara care se ridică din mare este și ea întronată. Ce-i drept pentru destul de scurtă vreme, pentru că perioada de ședere pe pământul acesta, oricât de lungă ar fi, e totuși destul de scurtă. Fiul e slăvit de locuitorii cerului sau cerurilor. Îi se închină toți locuitorii cerurilor. Fiara care se ridică din mare este slăvit de locuitorii pământului. Îi se închină și ei acestei fiare. Fiul are grijă de cei care au sigiliul lui Dumnezeu, îi ocrotește, ei sunt sub protecția lui Dumnezeu. Să știți că și fiara care se ridică din mare are și ea persoanele pe care le ocrotește, dar aceștia au semnul fiarei. Fiul este biruitor, dar și fiara care se ridică din mare este biruitoare pentru o scurtă perioadă de timp. Se luptă pentru sfinți fiul, iar fiara care se ridică din mare se luptă împotriva sfinților. Observați diferență? Să te lupți pentru sfinți și să te lupți împotriva sfinților lui Dumnezeu. Fiul vorbește în numele lui Dumnezeu. Fiara care se ridică din mare vorbește și ea, dar în numele cui? A Balaurului. Duhul Sfânt este adevăratul profet. Și avem textele din Ioan capitolul 14, Ioan capitolul 16, nu le citim acum. Fiara care se ridică din pământ de data aceasta este falsul profet.
Duhul Sfânt îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, vorbește ca mielul și îi conduce pe oameni să-L adore pe miel. Duhul Sfânt aplică sigiliul lui Dumnezeu asupra sufletelor, face să coboare foc din cer pe pământ, gândiți-vă la ziua cinzecimii. Fiara care se ridică din pământ reprezintă pe fiara care se ridică din apă. Are coarne ca ale unui miel, dar vorbește, va ajunge să vorbească ca un balaur. Îi conduce pe oameni să adore fiara. Face și ea să se coboare foc din cer pe pământ. E vorba de manifestările false ale Duhului Sfânt, aceste manifestări harismatice care n-au de-a face cu lucrarea Duhului Sfânt, ci cu simțămintele oamenilor și să-i ducă în eroare pe oameni. Duhul Sfânt dă viață, imprimă sigiliul lui Dumnezeu și numele mielului în viața, caracterul celor credincioși. Și fiara care se ridică din pământ dă și ea viață, dă viață icoanei fiarei, impune semnul vrășmașului lui Dumnezeu și numele vrășmașului lui Dumnezeu care lucrează prin fiară asupra oamenilor. Observați ce similitudini, în același timp ce contrast între adevăr și rătăcire, între lumină și întuneric. Apocalips 14 și Apocalips capitolul 16, vă rog să le priviți în contrast. În Apocalips capitolul 14 este vorba despre întreita solie îngerească, sunt prezentați trei îngeri. Poporul lui Dumnezeu pregătește lumea pentru seceriș. Apocalips capitolul 16 vorbește despre trei puteri aliate. Dincolo erau cele trei solii îngerești. Apocalips 16, trei puteri aliate. Aceste puteri pregătesc și ele lumea pentru sfârșit. Apocalips capitolul 14, întreita solie îngerească, vrea să prezinte înaintea lui Dumnezeu o biserică curată, pregătită pentru seceriș. Dar și puterile aliate din Apocalips capitolul 16 acest capitol vorbește despre biserica Babilon pregătită pentru teasc. Observați, seceriș și teasc. Poate recitind cele două capitole vă veți da seama la importanța și în același timp valoarea cuvintelor folosite de inspirația divină. Credincioșii adunați datorită celor trei solii îngerești și reprezentați prin Biserica lui Dumnezeu, Biserică curată, s-au sacrificat, dar ei vor trăi și vor trăi veșnic, chiar dacă au fost persecutați sau vor fi persecutați unii în final. În schimb, cei care trăiesc în Babilon și vor rămâne în Babilon, nu vor accepta chemarea lui Dumnezeu de a ieși din Babilon, vor fi, spune Apocalips 16, la final vor fi zdrobiți. Așa cum strugurii în teasc sunt zdrobiți, vor fi zdrobiți și vor fi distruși. Observați contrastul. Ultimele trei slide-uri de aici. Cine sunt aceste puteri? Balaurul lucrează prin spiritism, urmărește femeia și rămășița seminției femeii. Satana lucrează prin spiritismul păgân, prezent în atâtea țări ale lumii, la atâtea popoare, unde creștinismul nu a pătruns și nu poate pătrunde. Deci spiritismul păgân, sub formă cultică, dar și superstițioasă, spiritismul modern, cunoscut și sub numere uneori social, adică aproape de om, spiritismul creștin și oriunde este predicată doctrina nemuririi sufletului, acolo Satana are o ușă deschisă pentru a intra când el dorește și a-și câștiga adepți
Pentru că cei care cred în nemurirea sufletului vor fi instrumentele ușoare de folosit în mâna lui Satana. Spiritismul științific, și auzi termeni și cuvinte, parapsihologie și para nu știu ce, dând impresia că e ceva științific. Pe când, dincolo, Satana are acces chiar și la oamenii culți, la oamenii cu o cultură înaltă, pentru a-i câștiga de partea lui. Satana, de fapt, se camuflează în așa fel, ca un cameleon, încât în fiecare mediu să se adapteze și să poată să aibă câștig de cauză. Fiara care se ridică din apă este fiara care lucrează prin papalitate. Papalitatea a primit rana de moarte, dar rana de moarte s-a vindecat și așa cum spunea cineva și îmi place expresia aceasta, coaja a căzut. Și aproape că nu se mai cunoaște că a avut cândva o rană de moarte. Prorocul mincinos, care lucrează prin protestantismul apostaziat al Americii și de acolo și în Europa și în America de Sud și America Centrală și în toată lumea, de fapt, este fiara care se ridică din pământ, obligă pe oameni, va ajunge să oblige pe oameni să se închine fiarei în viață, face un chip fiarei, îndemnându-i pe oameni să se închine, de fapt, chipului ei. Face un chip, în ce sens? Adică se manifestă în așa fel încât se poate vedea în oglindă cum se manifesta înainte fiara care se ridică din apă. Fiara care se ridică din pământ, chiar dacă coarnele sunt ca ale unui miel la început, ajunge să vorbească ca un balaur, adică să aibă puterea și manifestarea în oglindă a fiarei care s-a ridicat, se ridică din apă. Contraste profetice. Când citim Biblia, să o privim și prin prisma marii lupte între Hristos și Satana, între urmașii Domnului Hristos și urmașii vrășmașului Domnului Iisus Hristos. Și în felul acesta ne vom da seama că și noi suntem cuprinși pe pământul acesta, în cercul nostru de lucru și de influență și unde stăm fiecare, adică și noi suntem în această mare luptă. Și marea luptă în dreptul nostru se dă în sufletul nostru. Dumnezeu dorește ca Babilonul să fie izgonit din lăuntrul nostru, din sufletul nostru și să își pregătească credincioșii și biserica pentru o lume mai bună, pentru împărăția cerurilor. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.